Aiu, că am dat cu clacheta, să începem filmarea, la 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 la. Că așa se întâmplă, să trăiți. Ies pe stradă, mă întâlnesc cu lumea și întreabă oamenii, no, ce mai face Mircea, ce mai face Cristi, da, bunica, ce mai face? Păi ca să vedeți ce face Mircea, am venit la el la sediu, nu la studio, că studioul lui e peste tot, că noi ăștia care filmăm, avem studio peste tot. După cum observați, se anunță o recoltă bună de struguri. Și el și prietenul său Cristi, Mircea și cu Cristi, fac un vin excepțional. Și cu toate astea nu s-au lăsat îmbătați de succes. Să intrăm, după cum observați, încălzirea se face aici la bară. Așa, prima probă la casting, când vine un actor care se joace în filmele lor, asta e prima probă. Ce m-a frapat de la intrare e welcome-ul. Welcome-ul e la ieșire. Da, o să le spun eu. Hai să vedem câta... Măi, oameni buni, mă, voi stați cu ușa deschisă. Haide să vedeți cum merge. Mă scuzați. Uite, no, asta viteză de contor. Te salut, Nico. Mircea, te pup, da, salut. Te salut. Fii atent că acum au luat curba. Da. Mai stingeți din becuri. Uite cum merge. Și aici, vuf, o ia. Salut, Cristi. Da. Bine, bine. Bine v-am găsit. Sper că nu-i prea dimineață. Voi pe la cât începeți? În mod normal, pe la 9. Pe la 9. Filmarea asta începe la 8 și ei s-au trezit la 6 ca să plece la 7, că e un pic aglomerat în Cluj, așa-i? Ne-a surprins un pic că la ora 8 e mult mai aglomerat decât la ora 9, dar nu. Că am văzut cât de greu e. Da, și da. Pentru noi cei de rând, ați coborât de la înălțimea succesului, încă nu-i lansat filmul ăsta cu diminutiv, Mirciulică. Da, da. Să nu-mi face salt în cap. Am adus doi cameramani. Da, e tare, adică tot respectul, echipă mare aici are... Noi facem cu o cameră de obicei. Noi facem cu o cameră. Da. Am ajuns la nivelul pornit de la o cameră, da. Și ați ajuns deja la al doilea film. Noi am pornit direct cu două camere și facem tot sketch-uri, dar nu asta e problema. Da. Nu. Unde să stăm? Să salut fetele, să salutăm fetele. Da. Bine ați venit la Call Center-ul Mircea Bravo Production. O avem aici pe Ramona, capul limpede, sau cum ai numi eu tu pe Ramona? Nu știu, că orice cuvânt aș minimaliza. Ramona e foarte tare, adică ea a ținut tot filmul ăsta în picioare, adică... Filmele? Da, adică ea se ocupă și de firmă, și de film, și, no, și rămâne și om, asta e foarte tare. Aia e pe primul loc. Da. De cât timp lucrezi cu acești doi băieți minunați? De 3 ani. Da. De 3 ani de zile. Frumos. Te asortez cu mobilierul, cu... Eu am crezut că e o ciocolată, dar de fapt sunt niște scoici. Corfu sau ce? Da, și ea e mai noua Simona, care are câteva luni și... No, lucrează împreună cu Ramon aici. Tot aștept să bârfească, dar nu bârfesc, el așa... E cam peste birou așa da. Să bârfească. Dar din când în când noi stăm dincolo și auzim numai șoapte, știi? Simona care vorbește cu Ramon. Știi care... Cumva ar bârfi, dar nici nu ar deranja. Hai să ne lăsăm la bârfă. Aici programul pe zile, da? Sâmbătă și duminică nimic, iau comenzi la pizza. Da. Deci avem prospecție tehnică. Asta e din iulie. Asta e din iulie, înainte să începem să filmăm al doilea film. Și ștergeți, că suntem în octombrie. Fine bunic, fost de cap ca la tine acasă, da. Nu uita aici. Ăsta cine e? Horațiu. Salut, Horațiu. Horațiu, omul care n-ai apucat să filmezi bine, nu s-au descărcat cardurile și el deja montează. Da, el a montat filmul în paralel în timp ce îl filmam. Asta am făcut numai la al doilea film și ne-a ajutat foarte mult ca să ne dăm seama cum arată filmul. Și cum să evoluați cu filmările. Îi luați loc, ca la voi. Ăsta e ceva apropo, mi-ați plasat o banană aici. Explică-mi faza cu cozonacul. E Superman, la Superman m-a dus ideea, nu? Că Superman are ceva. Nu cred. Ideea e, adică conceptul e, adică noi am încercat ca în filmul ăsta cumva maturizarea lui Mircea. Așa, și cu cozonac. Mi s-a părut un nume foarte bun, pentru că în primul rând e distinctiv. Câți Mirciulică cunoști? Nu prea. Primul că Mircea e rar, apoi Mirciulică. Mirciulică de alint, cred că acasă, dacă îl folosește. Exact. Părinții ți-au zis vreodată Mirciulic? Nu făceai o prostie. Că niciodată. Tu ai fost Mircea, da, da, da. Profesorii îți mai ziceau Mirciulică, știi? Adică da, da. Aia la mișto, ca la toți profesorii. Sau oamenii de golanii de pe sala, Mirciulică, că deja te întinzi, nu fi tu șmecher, cam așa. Peiorativ. Cumva am încercat, adică filmul e despre cum Mircea încearcă să-și ia propriile decizii și na, o vedem pe mamă că îl ține acolo. Elena Ivanca, protectoare, nu lasă să-și ia zborul. Exact. Bunica care îi dă de mâncare tot timpul.
și n-a, cozonac de ăla, colac, mă. E de-a dreapta lui, că îi mai dă spate. E fără gluten sau cu gluten? E cu gluten. E cu gluten, să dea bine la poze, da, vezi? Și pe de altă parte, domnișoara... Care e tentația feminină. A? Da. Mărul. Mărul, discordie. Te trage un pic de... M-a șocat faptul că ai apărut bărbierit, că tu de obicei... materiale apare așa, cu, ușor, da, da, cu o față de neras de 2-3 zile. Acolo chiar ești Mirciulică, tânărul. Da, care... cumva eu trebuie să joc rolul unui tânăr pe la vreo 25-26 de ani. Și atunci un pic am forțat-o din, tu având, din barbă. Având o vârstă. A, mă, deci sunt mai bătrân de felul meu. Și doi la mână ne-am dat seama că la film sunt multe chestii care se întâlnesc acolo. Adică în fiecare zi trebuie să fii la fel. Și atunci am zis, bă, decât să... căutăm noi ceva, hai că mă duc barberit tot filmul. Și se și potrivea cu personajul care trebuia să fie un, își propunea să fie un om serios, să lucreze la birou. Să își ia viața în mâini. Adică el ce face Mirciulică în filmul ăsta? Termină facultatea? Da, termină facultatea, dă un examen la București, de, la magistratură, îl pică și na, e nevoie să stea cu părinții încă un an de zile în Gherla. În Gherla, da, afară, nu, nu la X Factor. Afară, dar totuși înăuntru, știi? În Gherla și filmat, așa e? În Gherla am filmat câteva cadre, da. Gherla e o reprezentare, o metaforă, metaforă a nepărăsirii. Adică dacă ai ajuns la Gherla, mai stai. Mai stai un pic și o metaforă. Adică nu, e cumva reprezentativ pentru orașul mic din România. Unde, na, mentalitatea e cu totul diferită de orașul mare. Lumea te recunoaște pe stradă, rușinea e mai mare, toți, pilele sunt mai puternice. Odată ce ai ajuns acolo, într-o meserie, riști să cam rămâi acolo, e greu te mai întorci într-un oraș, exact, mare. Te plafonezi. Te plafonezi. E un film românesc. Chiar dacă film românesc înseamnă altceva. Ciorba, apropo, ciorba aveți. Avem. Am băgat intențat o scenă cu o ciorbă. Cam cât durează? Bă, durează 90 minute. Minute. E cea mai scurtă scenă cu ciorbă din film românesc. Adică... Noi venim cu stilul ăsta din online și tu știi și tu că tot trebuie să fie concentrat și așa, cumva se simte ritmul ăsta și în cadrul filmului. Adică nu ai timp, știi, să te plictisești. Bine, înseamnă că e dinamic și vin scenele și neapărat și poantele, că până la urmă e o comedie, nu? Da, da, da. Până la urmă e și comedie. Până la urmă e și comedie. Din 7 octombrie în cinema. Noi credem că lumea nu o să se... Adică suntem convinși că lumea nu o să plictisească. O oră jumate... Nu simți când trece. Adică, ți-o spun eu... Cumva... Eu am un mare defect. N-am răbdare. Și în principiu am căutat tot timpul să găsim ritmul ăla cât mai... Dacă eu n-am răbdare, l-am făcut ca și cum ar trebui să fie pentru mine. Da, n-are răbdare. Noi suntem și totul e foarte concentrat. O generație de nerăbdători sau timpurile sau așa, nu? Începând de la gadget-urile astea, numai scrollăm, numai... Și, nu? Nu mai convins. Altceva. Altceva, exact. Ori aici, da. Distribuția, cum ziceați, ați adunat toate starurile din producțiile voastre din ultimii câți ani? 2017 v-ați apucat mai da, în cam forță? Da, cam toate vedetele, exceptând Nicu Bendea, dar... Acum... Dar... Și Bogdan Bobrădulescu, nici el nu apare. Nici Bob nu apare. Nici Bobrădulescu. Nu apare el. Nu? Dar al doilea revine. Al doilea v-ați revanșat, da. Și cred că e o foamete, pentru că România e foarte tare, România e foarte amuzantă, adică românii sunt tare, adică de multe ori mă la TikTok-uri sau la meme-uri românești, sunt tare, știi? Și păcat că nu sunt destul de multe materiale care să surprindă chestia asta și atunci pe noi am fost gen super jur, că am avut de nealege că... Nu, tot universul ăsta de oraș mic e spectaculos, știi? L-ați și exploatat la maxim, toate clișeele. Noi cunoaștem că noi venim din Beclean. Din Beclean. Și în principiu regula e scrii ce știi și noi chiar știm cam care e treaba printr-un oraș mic. Le-a simțit, le-a trăit. Le-a simțit, le-am trăit. Exact. Și cred că mulți o să se regăsească care au crescut într-un oraș mic și pe au mers într-un oraș mare, dar am încercat să găsim tot felul de situații care să fie relatable, adică raportul cu bunica, raportul cu o femeie care ești nepriceput, să zic așa, o mamă care te își vrea să-și pune punct de vedere, adică orice fel de român ai fi, tot te regăsești într-o situație te din film. Te regăsești și nu trebuie să aștepți mult, că vine secvența, pac. Exact. Cum a fost... prima întâlnire cu actorii, așa să fiți, o zi pe platou de filmare, să ne aducem aminte de anul trecut. Păstrăm proporțiile iar cu sketch-urile pe care le filmați. Bă, prima zi a fost foarte interesantă, pentru că am filmat la Gherla, la o groapă de gunoi. Și imaginează-ți că prima scenă, efectiv, din film, ne-am băgat efectiv în gunoi. Adică era și vară, era un miros din ăla... Pestilențial. Pestilențial, exact, să stai cuvântul. Și ne-am băgat sculele în...
era o mâzgă din aia, cu amestec de petrol, cu ulei, cu lebeniță, cu... îți imaginezi ce era. Am avut și recuită că trecea câte un șobolan din când în când pe acolo, adică tot a fost ciorile natural. Da. Vedeți în ce v-ați băgat, nu? Apropo de metafore, dar până la urmă ați ieșit la suprafață și... Da, pentru noi nu a fost neapărat, a fost foarte plăcut tot proiectul, pentru că au fost cu actori pe care îi cunoșteam, cu care am lucrat de-a lungul timpului, bineînțeles au apărut și actori noi, dar asta ne-a făcut plăcere, că nu am fost ca niște străini, am fost... O familie. Echipa, familia care s-a continuat și în al doilea film pe care o să-l vedem la anul. Da, și noi am văzut chestia asta și la sketch-ul și probabil și tu știi, dacă râzi în timp ce filmezi un clip, merge, prinde și la publicul simte chestia asta. Și chiar ne-am desat la starea în care filmezi. Exact. Așa e. Exact. Aia se transmite energia, aia se transmite vrând nevrând. Și am învățat că la un film e foarte important atmosfera de pe set. Ca lumea se simtă bine, să râdă, că de acolo totul curge natural. E mare diferența saltul ăsta de la... E mare diferența de producție și de anduranță. Adică la sketch-uri îl scrii într-o zi, în altă zi îl filmezi, în altă zi îl montezi și îl pui. Și aici... durează cam un an de zile tot procesul, de la idee, scenariu, până la producție și după aia post-producție și lansare. Și e foarte dificil să-ți armonizezi așteptările în raport cu cât de lung e timpul. Că așa la sketch, bă, am avut ideea, l-am pus, am văzut rezultatele. Aici, stai, încă n-am văzut niciun rezultat, nu știu, bă, mai am încredere în idee, oare e bună, oare nu, oare râde lumea. Vine, hai să mai modific un pic, hai să bag chestia aia, să nu bag, să... Da. De fapt, nu e o înșiruire de sketch-uri, cum ziceai tu aici, nu, trebuie, să fie o logică, un fir. Și e greu să te înhami la 25 de zile de filmare consecutive. Din 5 octombrie o să începem din București, în 6 octombrie o să fim la Cluj, după care o să luăm toată țara la rând. Timișoara, Oradea, Satu Mare. Și vrem să ne întâlnim cu cum mai mulți oameni, pentru că ne-am dat seama că principala satisfacție e să stai în sală când se proiectează filmul la care ai lucrat și lumea să râdă. Adică, până la urmă, despre asta e vorba. Adică, la final de zi, cu aia rămâi. Cu aia rămâi. Și peste tot pe unde... Ce bune bană. Ramona! Mulțumesc! Ai o banană extraordinară. Vezi că dai în cameră. Trebuia să zic ceva și de râs, nu numai să vorbim serios. Peste tot pe unde merge la final, stați de vorbă și cu sesiunile de Q&A. O să fie sesiuni de Q&A, dar la final? Adică noi cumva credem că tot ce avem e de fapt experiența dată de feedback oamenilor, din sketch. Ai văzut și tu, pui un sketch, da, primești feedback și așa mai departe. Noi vrem chestia asta și la film, în măsura în care se poate. Să mergem să ne dăm seama, bă, în Oradea a prins treaba aia, în Suceava a prins treaba aia, ca după aia noi să acumulăm experiență, ca următorul film să fie și mai bun, bazându-ne pe experiența asta. Următorul film o să joc și eu? Păi următorul întâi pe ban clar și următorul... Pe el al treilea. Primele două al treilea. Nicu, tu ești aur curat. No, noi ne bucurăm mult că ești aici în Cluj. Auzi, Vlad. Bă, ești, nu, asta este. Nu, ești. Hai să nu numai actor bun, dar improvizator bun. Improvizator. Adică de multe ori s-a întâmplat la scenele pe care le-am filmat la al doilea film să nu avem scenariu. L-ai văzut? Bă, Nicu. Era o frază. Bă, Nicu, fii atent. Hai să facem cum ai face tu. Și de multe ori ieșea extraordinar. Și venea aia extraordinar, dar mai zi o dată. Da. Mai fă o dată. Mai fă o dată, după aia tu schimbai. Bă, asta ține-o pe aia, scoate-o pe aia la altă, știi? Da, asta zic. Așa se construiește. La un sketch de ăsta, știi, mai tai de aici, mai faci nu știu ce, dar la lung metraj trebuie, cum ziceai și tu, bărbierii, niște racorduri, cum ai zis să mai zici. E foarte bine, dar zi la fel, numai asta, venind din improvizație, din stand-up, e greu. Dar acum o să fii la al doilea film, deja experiență, Nicu. Da. Ce speranțe vă puneți la încasări? Ce urmăriți? Încasări sau să vină lumea la film? Să vină lumea la film. Adică încasările, noi deja am băgat banii în el. E plătit. N-avem datorii la cămătari. Să fiu măruță și să zic cam cât se bagă într-un film de ăsta de lung metraj. Până acum o săptămână ziceam 250.000 de euro, acum am dat seama că bă, trebuie și aia și aia și probabil o să meargă spre 300.000 de euro filmul ăsta. 300.000 de euro. Filmul ăsta și... La al doilea cel puțin dublu a fost. Nu. 500. Nu a fost dublu, dar au fost semnificativ mai mari costurile, că după primul film deja îți vin idei, bă, dacă aveam și chestia aia altă eram bine, dacă că... și aia altă aveam eram bine. Exact. Mai cerca la mașină niște dotări suplimentare. Știi, și mai pui 2000 și ai mașina aia altă, mai pui 2000 și ai Mercedes, mai pui 2000 și ai mașină mai nouă, da. Adică nu ne facem un calcul, adică noi suntem pe principiu, facem tot ce o ținut de noi, ca la final, nu știu, în luna decembrie, zicem, bă,
am făcut tot ce s-a putut, am avut atâtea intrări. Filmul a făcut din dragoste, din pasiune pentru ceea ce faceți, din drag pentru din drag urmăritor. Pentru a învăța, în primul rând, noi. Da. Și din drag de a transpune niște lucruri pe care noi le-am învățat și care credem noi că sunt valoroase, publicului larg, care nu neapărat are accesul la genul ăsta de content venit din online spre film. Exact ce zicea Mircea, atul nostru feedback-ul constant pe care îl primim de la oameni și pe care putem să îl jucăm în așa fel încât să dăm un produs bun. Adică, na. Și sunt multe filme românești care poate iau chestii din afară, chestii cum se întâmplă în America. Exact. E tare America, dar România e și mai tare. Adică cât suntem noi de paradoxal, suntem niște cocalari toți între noi, suntem ciudoși. Adică chestii de-a trei scoase la suprafață că... Ce mai fan e când îl vezi pe un prieten că pică jos, adică cu cât umorul mai aproape de tine, cu atât se pare mai amuzant. Și de aia se pare chestiile, comediile românești trebuie să o să-l facă pe român să râdă cel mai bine. Mai mult decât eu eram ăla, sau așa o pățit și exact așa o pățit și ăla. Adică chestiile astea sunt importante. Nu, îmi place realismul în comedie, deci cam asta e. Nu neapărat parodiile duse la extrem, derizoriu absolut, gagurile. Nu, ne plac ce realismul în comedie și din ce am văzut și oamenilor le place că am testat deja modelul ăsta în online de ani de zile. Și realismul e spectaculos în România. Deci vii și zici, bă, nu cred că au făcut ăștia treaba aia, știi? O bloca strada aia sau ceva. Da. Nu e realism ala de festival, ala Cristi Puiu, Mungiu și așa mai departe. Nu e genul ăla de film. N-aveți operații, n-aveți... Da, și nu cadre lungi, nu... Sunetul e bun, sunetul. Mă, la filmele românești uneori simt nevoia de subtitrare, așa? Da. La noi nu simți nevoia de subtitrare. Deci mai mult decât că nu simți nevoia, gândește că eu am dicție în filmul ăsta. Adică tu asculti și înțelegi tot ce zic. Da. Îți dai seama? N-ai nevoie de subtitrare. Da. Nu, fiind comedie, dialogul cel mai important și nu am lucrat cu cel mai bun pe sunet, am respectat rigorile lor. Adică e greu să tragi un sunet bun, dar am respectat și o să fie perfect în cinema. Adică gândește că în pădure, am filmat la un moment dat niște cadre în pădure și... Pașii nu s-auzeau pentru că am pus covoare pe jos. La modul ăla, rigoare absolută, ca în momentul în care tu înregistrezi un dialog, să n-ai sunete parazite pe lângă, să, da, să te... Auzi, Vlad, că de-aia n-arunc eu covorul la persan de la Mica. Cine știe? Un film într-o pădure, Hoia Barșu, extraterestri, nu știu ce. Ți-or cam impresionat, băieții ăștia. Și la final... Și Vlad apare în filmul al doilea. Auzi, mă! Apare și cred că apare și în primul, Vlad. În al doilea știu că apare, dar și în primul. Noi, la finalul primului film, am pus 20 de secunde din al doilea film, pentru că și al doilea film este super spectaculos și pentru că și Vlad a participat la filmare și el apare acolo. Da. Vorbim după plovi. Facem ca Marvel-ul, știi, că și la Marvel, la final. Sequel, prequel. Nu-i chiar sequel. Nu-i chiar... Nu-i... Adică, bine, e același erou, numai e același erou, dar se schimbă. Același regizor. Același regizor. Da, da, da. Haideți la film. Când îl găsim? Pe Torente, bă, încă sper să nu-l găsim. Știu că ăștia la Game of Thrones se bucurau când era piratat Game of Thrones, găsi, bă, ce tare. Noi nu ne bucurăm. Poate de la al doilea, al treilea ne mai bucurăm. Dar, oricum, ideea e că degeaba. Filmul cinema cu filmul de acasă e total diferit. Te pui acasă, te duci să faci un pișu, mai răspund un telefon, îl lași să meargă, după aia așa. Când ești la cinema și toată lumea trebuie să te iei cu minte și stai și tu cu minte, vrei, nu vrei, ești mult mai prins de film și automat dacă după ce ești prins, te bucuri mult mai tare de film. În orice chestie, cu cât investești, atâta poți să te bucuri de el, știi? Exact. Și dacă investești 50 de lei la film, iei și un popcorn, iei și un nachos. 50 de lei? Mă rog. Chiar întreba lumea cât e biletul. Am văzut de drumul la Târgu Mureș era 15 lei. Cred că cel mai scump bilet pe care am văzut era 33 de lei la București. Cam ăsta îi... Dar zic că merită, adică să vezi pe Tantinosa în cinema. Pe ecranul ăla mare. Pe ecranul ăla mare. Și mai ales e chestia asta pentru mine. Tot timpul ideea să mergi cu prieteni. Știi că în momentul în care mergi într-un grup și toți aia 5 râd și tu râzi mai bine. Da, ești cu altă stare de bine de acolo. Nu e ca și chestia că ai văzut filmulețul, îl ai trimis să vadă, să râdă și... Nu, e o chestie de comuniune. Da, e vorba de un grup acolo, apartența la ceva, toată lumea râde, se simte bine și automat și tu. Și cred că cu cât e mai multă lume într-o sală de cinema, cu atât poți să te simți mai bine. Cincinalul în două filme jumate! Mulțumim, băieți! Mai venim pe la voi. Vă mai așteptăm. La doilea episod. Vă așteptăm și la film. Adică... Și la film. Și la film. Da. O să venim, o să criticăm, că noi asta facem. Succes să aveți. Mulțumim, să vă umble bine și să aveți în continuare putere de muncă. Echipa e frumoasă, banane, cafele avem.
Energizer. Energizer. Succes! Nicu, Mirciulica pe ecrane. Din 7 octombrie, intrați în cinemauri.